Chindia a obținut un nou succes la mijlocul săptămânii, 2-1 cu Luceafărul Oradea pe Eugen Popescu. Crinel, Stoica și Chercheza au marcat în prima repriză golurile învingătoarei. 2000 de oameni au fost la meci. Nouă ne place să credem că rezultatele, munca pe care o desfășurăm, jocul echipei, spectaculozitatea jocului atrage lumea la stadion. Noi sperăm să-i determinăm prin ceea ce realizăm etapă de etapă să vină număr cât mai mare, pentru că este plăcut când joci cu așa public în spate. Chindia l-a pierdut pe Cornel Dinu pentru o bună bucată de timp. Dinu a ieșit accidentat în minutul 24 al confruntării și va rata finalul de campionat. În clasament, liderul Juventus și-a micșorat ecartul față de următoarele clasate după ce a pierdut acasă cu UTA și în deplasare la Timișoara. Este clar că în cazul Juventusului a apărut o stare de relaxare, pentru că ei practic nu mai au probleme la promovare, au o distanță destul de mare față de celelalte contracandidate. Eu am văzut și declarațiile jucătorilor înaintea meciului cu UTA și era clar că lucrurile s-au relaxat și cred că asta s-a întâmplat.